Haideți să ne uităm la dramoleta jenantă. Păi ce să mai, mai bârfim și noi zilele astea? O dramoleta jenantă, vedete de Liga 3 din România, la care mă voi actia, știi ce? Nu sunt mai presus de acest eveniment jenant din mass media românească. A existat această dramoletă între soția lui Flick Domnul Rimă, cunoscută și ca Flick Doamna Rimă, Denisa pe numele ei, în care au refuzat să plătească corect o fotografie din uh, Ucraina, refugiată din câte am înțeles. Am înțeles că era o relație între ei, cred că au ajutat-o ei atunci și ea lucra pentru ei o perioadă. O chestie. Doamna fotografă zice că ar vrea să ne spună poveste despre colaborarea ei uh, cu Flick și Denisa. Ce că m-am întâlnit cu Denisa prin uh, prietenii mei din Harkov. pentru cine n-a deschis televizorul. Harkov este unul dintre orașele cele mai uh, supuse acestui uh, război din care au venit foarte mulți imigranți, chiar și la noi. Cândva Denisa a fost în orașul meu pentru muncă, am avut împreună cu ea trei shooting-uri pe barter. La primul shoot i-a publicat shoot în Viva România, probabil pentru expunere sau ceva la modul. mulțumesc Denisei, I'm a new person in this country and I need advertising. Da, deci i-a dat expunere cum ar veni în țărișarea noastră. Mă rog, tot, mi se pare genul de mizerie care... Vă rog eu frumos, știu că sunt o cărcă de oameni din media sau din zonele astea artistice whatever care să mai tramne. Vă rog eu frumos, vă implor, dacă aveți cea mai mică experiență, nu mai luați mă frate proiecte pe Moca. Vă împușcați singuri în picior. Am lucrat în această industrie mizerabilă de media advertising, cum vrei să-i zici. Vă împușcați în picior. Din cauza faptului că acceptați chestii pe Moca tot ce faceți să încurajați brand branduri, companii, agenții care vor să tragă cât mai mulți bani de la companii să vă sclavagească. Mi se pare că e o perioadă extrem de scurtă, pe lângă că vă stricați piața, vă stricați propriul vostru uh, job. Mi se pare că sunt de puține contexte în care chiar merită să iei un barter. Ăsta pot să-l înțeleg cumva, știi, ca o persoană nouă într-o țară care ia un shooting într-o revistă românească relativ cunoscută, ok, pe ăsta pot să-l înțeleg. Și mai sunt cazurile și pe care le-am mai dat și eu exemplu. Bă, ai învățat Photoshop dă pe YouTube și pă, știi să ții pentul în mână, dar n-ai ai, ai zeu experiență comercială, du-te lucrează pe moca pentru un ONG, ca au nevoie. Du-te lucrează pe moca pentru o asociație de studenți, ca au nevoie. Du-te undeva unde e nevoie de tine. Și îți bagi la portofoliu de acolo. Să mai întâmplă, poate ai ocazia, poate ai cunoștințe relații și ai ocazia să faci și tu pentru el. Du-te ia pe moca, dar e un proiect moca când ești la început. Nu la 5, nu la 10. Nu, a, nu, cum îl eu postul la portofoliu și după știu că e, sună așa din de niciunde, dar am văzut timp de ani de zile, foarte mulți ani de zile, discuții, ba de la companii, ba de la agenții, de tipul a, ăla prost făcut grămadă că lucrează pe moca, care are nevoie de expunere, dă-l în mea, nu-i mai dăm bani. noi aveam alocați bani pentru fotograf, dar nu-i mai dăm bani, că nu cere, sau aveam alocat pentru fotograf 500 de euro, dar am prostit să accepte 100 de euro pentru binele dumneavoastră, nu mai luați bartere. Deci după acest shoot cu Viva, m-au invitat să fiu fotograful lor personal pentru evenimentul Viva. După ce a născut, Denisa m-a invitat acasă la ea pentru o ședință foto. Am acceptat, dar am înțeles că pentru mine asta avea să fie ultima ședință foto pe care o fac pe moca pentru ei. Trei singură, vin din Ucraina și asta e munca mea. După sesiunea foto a menționat că planificau un botez pe data de 14 august și vreau să fac poze pentru ei la botez. Le-am spus că sunt liberă în ziua aia și că pot să vin. Nu m-a întrebat nimeni uh, ceva despre bani. Apoi Denisa mi-a scris pe WhatsApp înainte de botez și m-a anunțat că au un buget pentru 3-4 ore de muncă de 100 de euro. Pentru ce nu știe care sunt prețurile în lumea asta, este o glumă, 100 de euro. Este un nimic. 100 de euro, mai ales pentru 3-4 ore de fotograf la genul ăsta de evenimente unde e cel mai stresful și cel mai alambicat. Că vine nașa, fă și mie poză, vine și ăla, du-te pozează-i pe aia, du-te, întoarce-te, nu mânca, nu mânca, că trebuie să pozezi pe obținuța. Du-te acolo, fă aia, acum prinde-ne pe toți, dar nu prinde-mă doar pe mine, dar acum... Este un, este un environment extrem de stresant pentru orice fotograf sau videograf de zona asta de nu-ți botez, whatever. 100 de euro este nimic, mai ales pentru uh, vedete din România. Acum nu zic, o fi cineva care acceptă 100 de euro pentru 3-4 ore. O fi la început, o fi un copil, o fi, nu zic, mai există. Dar dacă ai experiență, da, dacă faci shooting-uri în reviste, dacă ai toată zona asta ca să nu zic aparatură și toate cele, este o glumă proastă 100 de euro, e o nesimțire. Așa, deci mi-a zis că îmi dă 100 de euro pentru 3-4 ore de muncă, răspunsul meu a venit imediat spunându-i că fiul meu pe oră este de 100 de euro, just in the amount of her budget. Lucrul la care Denisa mi-a răspuns că shooting-ul o să dureze doar 2 ore 45 de minute la biserică și 45-50 de minute pe drum și mi-a zis că 200 de ore este prea mult. <laughs> Am fost de acord totuși să le dau un discount pentru că avem nevoie de bani și am zis totuși hai 150 de euro, care iarăși din punctul meu de vedere este puțin pentru, pentru două ore, care oricum și dacă estimatul era bun, două ore nu sunt niciodată două ore. E important să păstrăm în minte faptul că un fotograf nu e doar un nene care vine și îți face poze și după ți le dă pe un stick, cel puțin jumătate din timpul pe care îl petrece un fotograf pe un gig este parte de edit, când e un fotograf îi plătești și timpul, dar și mai important skill-ul. Exact, plus aparatura care de multe ori este în rândul miilor de euro, în unele cazuri în rândul zecilor de mii de euro. Uh, da. Să mă scuzați dacă fac vreo traducere proastă în care să pierde context, I do it on the go, if you... If you catch my drift, my friend. Când am ajuns la ea acasă, am aflat de la video, de la omul care făcea video ia făcând pozele, că drumul până la biserică nu este de 45-50 de minute, cum mi-a zis Denisa, ci de o oră, o oră și un sfert. Ah, only one road. Extra time egal extra cost. Logic, nu? Aveam o întâlnire importantă și am zis Denisei uh, despre ea. Lucrul la care Denisa mi-a zis că ești la biserică și ne faci poze, poți să te duci afară și să vorbești la telefon. Deci e o întâlnire importantă la ora X după gigul nostru de 2. Și Denise i-a zis, nu, păi da, poți să te afară să... Allegedly, i-a zis. Poți să te afară să vorbești la telefon. What? La care eu am răspuns că o să anulez întâlnirea pentru că am înțeles că asta este o zi specială din viața lor, că este un botez. As a result, uh, acest shooting a durat aproximativ 5 ore de la ora 11 la ora 15.45. Când am ajuns și m-am dus acasă, m-am întâlnit cu Denisa și m-a întrebat dacă pot să-i fac niște poze ei și familiei ei, lucru la care i am zis că trebuie să plec, după care flic a dat 150 de euro. La negru, vă dați seama, nu? Zic eu, așa pare. a 250 de euro în mână, acolo pe loc. Am sperat până în acel ultim moment că oamenii își vor veni în simțiri la negru a zis la măruță Denisa ah, bun. am spus până în ultimul moment că își vor veni în simțiri și că mă vor plăti uh, cum trebuie, dar nu, imediat după mi-am adunat catrafusele și i-am zis lui flic să vină până afară și i-am zis totul exact așa cum a fost adică tot ce a vorbit ea cu Denisa înainte i-am zis lui flic, că această situație nu este normală pentru mine și i-am zis că vreau 400 de euro pentru munca mea nu 500 de euro practic că ar fost rate ei și că pentru că i-a făcut uh, discount și că am not complaining că i-am făcut discount whatever. Flic m-a ascultat și mi-a zis că n ar trebui să-mi fac griji. De asemenea, mi-a indicat faptul că trebuie să vorbească cu nevasta lui. Am plecat pe pace și ne-am zis la revedere. În acea seară, Denisa mi-a trimis un mesaj vocal timp de 5 minute pe care l-am ascultat în dimineața asta. Ok, și continuarea este în aici. Răbdarea mea a ajuns la o limită. În următoarea postare puteți să citiți povestea mea așa. Am citit. Denisa m-a acuzat că o șantajez cu fotografiile. She threatened me with the government. M-a amenințat cu că mă dă pe mâna guvernului. Ce, o o că lucrează la negru sau ce? Deci asta este corespondența dintre flic Doamna Arimă și doamna fotografă. Hello my dear, how are you? Flic Doamna Arimă a zis că avem un buget de 100 de euro pentru tot botezul. La care fotografa i-a zis, a, e perfect, ce că și eu, la rândul meu, cer 100 de euro pe oră. 100 euro budget for you. Normally, you make photos for free. But for you, my friend, 100 euro. <laughs> și aici îi zice flic doamna Rim îi zice practic o să dureze două ore toată ceremonia și o întreabă dacă crede că ar fi ok cu 200 de euro că o să dureze doar două ore și fotografa îi zice pentru tine o să las la 150 de euro pentru că îți mulțumesc foarte mult tot ce ai făcut pentru mine e foarte valoros dar sper că mă înțelegi și pe mine că asta e munca mea dacă e în regulă cu ce am zis o să vin cu mare drag și flic doamna Rim îi zice este perfect It's perfect. Thank you very much. Și de asemenea știu, înțeleg și îți apreciez munca, de asta am menționat de buget. Bă, Știi ce? Props tu flic doamna Rimă că măcar s-a gândit să-i dea niște bani și că n-a mai chemat-o pe moca. Props tu her, dar 100 de euro este o glumă proastă sau 150. După shooting yeah. mi-a trimis mesaje vocale de 5 minute în care am ascultat cât de indignată era that I had not stayed yet. Nu înțeleg ce vrea să zică. Că n-am rămas acolo, gen. Și avem mesajele vocale. Doamne, ce îmi place această monetă jenantă. Deci asta este după ce fotografa i-a zis lui Flick că nu i se pare în regulă că a primit 250 de euro pentru o muncă de 5 ore și că își dorește 400 de ore. Asta i-a dat mesaje allegedly indignată și pe urma a doua zi dimineața a revenit Flick doamna Rima, și a zis Claudiana, poți să-mi trimis pozele? Bună, Denise, i-am zis lui Flick că o să vă dau pozele imediat ce mă plătiți pentru timpul și munca mea, pot să-ți trimit Revolutul. Nu, te rog, trimite-mi o factură și o să-ți plătesc. Aici îi dă contul de revolut. I just need the pictures from the church and that's it. Um, because I don't want to make some bad things and ruin your reputation in Romania. I, I really don't want to do it. Because you know, people can help, but people can do bad also. And I don't want to be there. I just need the pictures, please. People can help and people can do bad also. A face rău. To do bad. <laughs> My friend, you are no one on earth. Ah, da, e ce refactură, că gen Sanchi s-a răzgândit, știind că asta probabil n un SRL sau un PFA. Ei să Sanchi, m-am răzgândit, vreau să plătesc cinstit acum. Nu mai vreau să te mai plătesc la negru. Sanchi, m-am răzgândit, dăm factură. Am mai văzut schema asta. <laughs> Please give photos. Give photos or else I do bed. I do bed. Don't put with me. <laughs> ok, gata, mă <t> opresc. <laughs> Așa, și doamna din Ucraina îi zice, noi n-am încheiat niciun contract, deci nu am cum să-ți trimit factură. Sunt uh, înregistrată în România, muncesc legal. ah, ok, deci are o formă de muncă legală aici, ok. Faptul că tu m-ai ajutat cu postări pe Instagram, pe, cu shooting de la Viva, am putut să muncesc, ai nu știu. 1. Evident că trebuie să trimis factură. Deci, Sanchi, acum trebuie să-i trimită factură, ok. Deci, flig la nuntă, i-a dat banii fără factură și așa funcționează. Știi, mai întâi dai banii și pe urmă faci factura. Pentru cei ce nu știe cum funcționează, nu așa funcționează. Mai întâi faci contract, pe urmă factura și pe urmă, la X zile, după ce a stabilit la câte zile e plata, la X zile primești banii în cont, nu în mână. Sau dacă faci în mână, trebuie chitanță. Uh, of course you need to send me invoice. Yes, of course. Yes, of course. Mă mie, că nu-i cere banii înapoi. Doi, uh, În care îi zice că I work legally in Romania. Asta e bine pentru tine, dar asta nu înseamnă că poți să faci ceea ce faci acum. Am agreat cu un preț și acum cer mai mulți bani, I say to you again. N-aș fi acceptat niciodată un preț de 400 de euro dacă aș fi știut dinainte. Deci, pentru cine a pierdut firul evenimentelor, oamenii au agreat pe 150 de euro pentru două ore, ceremonia și cu drum au durat 5 ore și acum, flic doamna Rimă, se preface că alea 3 ore nu trebuie compensate, pentru că ei au agreat la 150 de euro. Practic, flic doamna Rimă a ținut-o pe fata asta încă 3 ore și acum zice, pui, de da, nu, dar noi am agreat pe 150 de euro. 3 nu este despre ajutorul pe care ți l-am oferit, este despre cuvântul tău. Ai zis 150 de euro și acum cer 400. De ce? Și nici nu ai făcut pozele acasă. Nu dar îmi place atât de mult engleza asta de baltă. It's not about the help. Nu e despre ajutor. It's about your word. Este despre cuvântul tău pe care mi l-ai dat. Ai zis 150 de euro, uh, you said 150 euro, now you ask 400. For what? For what? I, I ask you. Are you Turkish? I heard you are Ukrainian. Now, now are you Turkish? You, 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 you pretend that you don't understand what I say. Are you Turkish? I love this. Explicăm ce s-a întâmplat de MC400 de euro, ce s-a întâmplat diferit față de ce am agreat. Mă rog, v-am explicat eu deja, nu cred că mai rost să mai citesc, că am explicat eu ce a zis deja doamna fotografă, deci exact asta, faptul că mai ținut cu 3 ore în plus și acum te faci că alea 3 ore în plus nu trebuie să plătite. Flick știe totul, i-am spus că nu e normal pentru mine, după ce am planificat și am agreat la 2 ore, mi-am anulat întâlnirea pe care o aveam, mi-am anulat întâlnirea importantă pe care o aveam. 400 euros for what? Ați înțeles? Ați înțeles exact ce vă ziceam mai devreme cu munca pe moca? Cum îmi cer mie bani, mai fetiță? Am atâția fotograf care să bat să-mi facă poze pe moca. Mie, Flick, doamne rimă, sunt fotografi pe la porți. Please, let us take photo, let us take photo! Mrs. Flick! Mrs. Raim! let us take photo. Doamne, ce jenan, men. Cum să, cum să, pe lângă cum să minți în halul ăsta, că să noi nu vreau nimeni să poze pe moca. are nepot luat un deselere. Dar să-i unei persoane profesioniste chestia asta, men, efectiv, imaginezi situația asta în orice altă. Că asta e, că da, să ziceam cu industriile creative în care se profită de oamenii creativi care au uh, aer artistic și își doresc să facă, să dragă, să la la. Că gen, pune căcatul ăsta în orice alt context. Imaginează că vin instalatorul tău să-ți repare chiuveta și zice instalatorul, păi pentru o reparație de genul eu vă iau 100 de lei. Și poi mai își dă seama că trebuie să schimbe toată țeava și să schimbe robineții și să mai facă încă nu știu câte căcaturi ca să-ți meargă chiuveta. Și zice, trebuie să-ți fac toate astea, De foarte costă 200 de lei. Și tu îi zici, Pă, păi da, am agrea la 100 de lei, mă frate! Măi, e ceva deci de știi, că, adică pentru multă lume nu pare ceva atât de weird în industria asta, dar dacă o translatezi în orice altă industrie, industrie, like the weirdest shit ever. Ia zis că îi dă 200 de euro dar că durează drumul până la biserică, i-a zis destul de clar, dar ea a vrut să obțină 400 de euro la negru și apoi să facă scandal. Nu e ok ce a făcut nicio între cele două persoane. Deci tot urmă a o refugiată din Ucraina că trebuie să muncească la negru ca literalmente să trăiască într-o țară nouă. După ce probabil a pierdut tot ce avea. Also, drumul până la biserică. Că e timpul omului, cum adică eu dacă te chem la Cluj să vii acum, gen să faci 600 de kilometri, ce, a, e moca? Păi e moca, eu te chem doar la botez. Vii tu la Cluj pe banii tăi. Păi, ține bunit? să mori este între voi, n-ați lucrat în viața voastră, no. n a pus mâna să, să colaborați pe o chestie de genul, n-ați semnat o factură în viața voastră și veni să dați lecții pentru în... un chat de Twitch. Voi e rușine, mă, nene, să mor eu. Ce, domne, de ce să-i plătească drumul până la biserică? <gângă> Incredibil, mă, coaie. Eu nu zic că trebuie să pui ceasca la taximetru pe drumul de la acasă până la biserică. Dar se compensează, men. Că e timp pierdut. În București, dacă prinzi aglomerație, faci o oră de oriunde până oriunde. Timpul ăla sunt bani pierduți trebuie de Denisa, cu tot respectul pentru Flick, pentru toate gudele tale, pentru copilul tău, nu vreau să-ți pierd timpul în această discuție în continuare. Ai value my time. ți mi explic clar care sunt regulile mele pentru tine. O să-mi trimis banii pe Revolu, bănuiesc. Imediat după ce să-mi trimis bani, banii, o să-ți trimis pozele în 2-3 zile. Ai Revolutul meu. Dacă nu ești satisfăcută cu această opțiune, o să șterg pur și simplu pozele și o să-ți dau banii înapoi. Am zis tot ce am avut de zis. Bună, Diana! Am vorbit cu Flick și nu vrem să-ți mai mulți bani pentru că deja am agrat la 150 de euro, în unele condiții care nu s-au schimbat. Deci, oricum este puțin 400 de euro pentru un botez, pentru că nu sunt numai cele 5 ore, sunt și orele de edit, sunt atâtea căcaturi care intră într-un job de asta. Vorbiți cu un fotograf înainte să vă dați p***a mea cu părerea într-un chat de Twitch că vă faceți de râs pentru un profesionist care vine cu o echipament de 1000 de euro, care știe cum să-ți facă pozele, care îți editează, că știe, e clar că știe cum să-i facă pozele, dacă a luat-o să facă shooting pentru Dita e Revista Viva. E clar că e o profesionistă. Cu echipament de mii de euro, cu timp de editat poze, de trimis poze, de luat feedback pe poze, că se mai întâmplă și chestia asta. Că nu-i place la om o poză, te pune să-i schimbi ceva la ea sau te pune să-i scoți un baia ce mai pus tun. Tot felul de cazuri. Sunt un cacat de bani, 400 de euro pentru așa ceva, ca să ne înțelegem, pentru un profesionist. Așa sure, că ți-ai găsit tu un copil care vrea să învețe să facă poze, da, așa. Sure. Am avut și foarte mulți colegi care și-au luat echipament de 500 de euro și se și făceau poze la anunți pe 100 de euro. Foarte bine, dar nu avea pretenția asta de la un profesionist. Deci nu avea pretenția de la un profesionist să zică, a, oh, nu, 100 de euro, ia 100 de euro. Eu sunt fotograf full-time și da, e foarte puțin pentru că pe lângă asta durează cam o zi editul plus să nu calculăm toate subscription-urile pe care le plătim ca să putem edita plus livra pozele. Exact! Storage, tot ce înseamnă suita Adobe, tot felul de alte căcaturi pe care ți le mai cumpe ca să-ți mai automatizezi din proiect și așa mai departe. Plus, astea clasice, curent, energie, benzină, dacă vii cu mașina și așa mai departe. A, ca să nu mai zic că dacă ieși și pe factură mai intră și impozite, mai... Deci media pentru un eveniment complet de tipul ăsta, botez, biserică, scalduscă, din următoarea zi, nu știu ce, scalduscă, cu mătrie pe partea de foto, video, nu doar foto, în zona Moldovei, Iași, Botoșan, Suceava, făcută de persoane de nivel mediu în domeniu, media prețului este 700-800 de euro în 2022, zic din pur experiență, iată. You are relative to CEO of Hunger and you make scandal about 400 euro? <laughs> deci condițiile nu s-au schimbat. Și ca să nu zic, bă, femeia a zis foarte clar, păine, te taxez pe oră. E cel mai ferm mod de taxare. Te taxezi pe oră. Câte ore au durat de când am plecat de acasă? A, atâtea? Păi, ăla e au our, aurlifiu. Sure, da, știu, mai sunt unele industrie în care nu se pune drumul sau mai whatever. Da, atac a pora, adică n-a zis uh, știu. mă, whatever, nu mai să vă mai explic. Sunt foarte, adică sunt cumva enervat pentru că am foarte, am văzut foarte multe tepe de genul ăsta pe care le iau oameni în toate industriile astea artistice, de la muzică, la foto, video, la ilustrație, la copywriting, la whatever. E efectiv, e, o industrie de zepe și cine dă cele mai multe țepe face cei mai mulți bani. De copii exploatați de 19 ani, de genal de, știi, al de cupar, mm. care au învățat suita Adobe sau mai știu eu, ce de la 15-16 ani și la 18-19 ani au experiență cât unul de 25 și vine vreun patronaj și zice, salariu minim. Ce? Păi tu ești mic. Păi poate de ține ai tăi. Asta mi-a zis uh, pe un meu șef de la, de la, agenția de publicitate. A, păi da, ce? Că tine te ajută ai tăi. Ce ai tu nevoie de bani? este o chestie extrem de răspândită în aceste servicii. Aici discutăm părerea voastră despre costul unui astfel de serviciu când discuția este despre atitudinea superioară a unei domnițe care flexează cu bani pe internet și crede că lumea ar trebui să se simtă onorată că lucrează pentru ea, da, desigur. Așa, deci nu vrem să-ți dăm banii, din nou îmi pare rău, dar nu este problema noastră pentru ce ai înțeles tu. Am fost sincer cu tine și s-a întâmplat totul exact așa cum am, cum am stabilit înainte de eveniment, lucru care cred că am văzut împreună, că nu e adevărat. Te rog, trimite-ne pozele sau măcar doar Pozele de la biserică, nu vrem alte poze și nu vrem să le editezi. Sincer, cred că ai rele intenții în, în ce faci acum. Cum poți să mă ameniți că ștergi pozele de la cel mai important eveniment din viața ficei noastre? Ce-mi place asta. Cel mai important eveniment din viața ficei noastre de un an. E atât de faricui. E efectiv e șantaj de la emoțional. De la de proști. Nu fetița mea, cel mai important eveniment. Cui, pasă. Ce om pe lumea asta a zis. Wow, ce mi-aș dori să văd pozele cu mine de la Botez. Dacă era așa important, de ce n-am mai dat 200 de euro pentru el? Da, ăsta era comentariul pe care urma să-l fac în terminan cu asta. E ceva mai amuzant pe lumea asta? Că femeia asta se face ca toate alea pentru 200 de euro? Pentru 250 de euro? Că se scârțărește atâta la 250 de euro? Atenție! Dacă își lua țeapă și asta o să șantaja cu pozele, înțelegeam să se scârțărească la 250 de euro și să amenințe și să facă toate alea. Înțelegeam că e țeapă, adică oricine ar, a reacționa la țeapă. Bă, ne, dar ea a zis 100 de euro pe oră. This is my fee și pentru două ore pentru care mă țin îți fac și discount că-s fată bună, ia fotografa. Îți fac și discount 50 de euro că m-ai ajutat. Deci asta mi se pare, asta mi se pare crizi și la ăștia trei gatați din chat care zic că asta e o pară! asta vrea să trage te. Bă, ne a făcut discount 50 de euro. În loc să ia 200 de euro, i-a făcut discount 50 de euro pentru cele două ore, deși fiul ei pe oră este 100 de euro. Care oricum sunt un căcat de bani pentru orice de genul ăsta. Deci e absolut evident că persoana asta e este semi-disperată să facă niște rost de bani, fiind în p***a mea o refugiată din Ucraina. ce îmi plac ăștia? Nu, no, că e o nenorocită, încearcă să-i fure banii. Lu' flic, doamna Rimu, e nenorocit. Că ne-a zis Cristina ei că au venit toți cu Range Rover să fure de bani românii. Da, deci ca să ne înțelegem, această persoană să zvârcolește pe jos pentru 250 de euro. Marea vedetă! Ia mai este un pic, sunt curios acum cât de mare este, din să filce. 273 de followers. Founder and CEO la două branduri. 250 de euro îi face dând o bășină cu Instagram-ul ăla. Deci, efectiv, sunt un caca. Ca de bani, e atât de funny. Cum poți să mă ameninți că ștergi pozele de la cel mai important eveniment din viața fetei mele. <laughs> How can you be so bad? Nu poți să te cum poți fi atât de rea cu cineva care te-a ajutat fără să aștepte nimic înapoi? Păi părea că ai așteptat ceva înapoi. Și prefer să ne dai înapoi cei 150 de euro pe care ți-am dat și să ne ștergi pozele. Și acum mai repetă. 1. <laughs> Ne-am înțeles pentru o oră de muncă plus 45 de minute pe drum. Dar doar drumul a durat o oră jumate. Deci nu sunt eu persoana care nu are respect înțelegerea. Am petrecut extra timp, care înseamnă extra cost. Logic. Mai există varianta în unele cercuri în care negociezi la un fi fix, da? la o sumă de bani fixă. Tu vii la mine la nuntă și eu îți dau 1000 de euro, moment în care mie ca plătitor mi se rupe de ce probleme ai tu, de cât de mult stai în trafic. de whatever. Pentru că eu în ai 1000 de euro, am acoperit toate aceste riscuri pe care tu trebuia să le anticipezi și să le bagi în aia 1000 de euro. Deci mai este și varianta asta în care într-adevăr. Nu mai contează asta cu am făcut pană, a durat mai mult drumul și așa mai departe. Data timp când lucrez pe oră, câte ore s-au făcut? A. 5, bun. Eu am rele intenții, ai uitat cine a început să mă amenințe cu ANAF-ul bănuiesc și a trebuit să te calmez. M-ai ajutat fără să aștepți nimic în schimb. Ai primit 3 ședințe foto de la mine, cu mai multe poze editate decât primesc cu oamenii care plătesc. Tu m-ai ajutat și eu am muncit pentru acest ajutor în întregime. Ți-am trimis, este deci a trimis link cu pozele fără edit. Au fost deja șterse din calculatorul meu. link e activ 3 zile după aia o să-l șterg și pe acesta, te rog, nu mai îmi scrie. PS, ai zis că nu vrei să începi un război. I don't want to do something bad, because you know, people can do good People can do bad. Honey! Tu nu știi ce e război? Poți să-ți dau cheile de la apartamentul meu din Harkov pe Moca. Speram că o să-ți revii la normal și că o să înțelegi, dar nu. Să știi că banii nu sunt tot în această lume și situația asta pentru mine nu e deloc despre bani, ci despre respect de sine. Foarte cu ce spus. Despre respect de sine, munca mea și timpul meu. Este amuzant că faci scandal într-o zi sfântă acea botezului ficei tale cu flic. S-a văzut din primele propoziții că nu are de gând să plătească mulți bani pe acest gig. Mai Andra! ascultă, mă, nu mai citi chat, nu te mai citi acum chat. Pe bune, chiar am lucrat și exact de asta vorbesc că trebuie să te protejezi. În primul rând, bariera de limbă. Niciuna dintre aceste două persoane este evident că nu știu foarte mult englez. Deci, apropo de asta, A, era evident! No, it wasn't. Una la mână. Doi la mână. La fel de bine, nu era evident și pentru flic doamna Rimă că acea persoană i-a spus foarte clar că vrea 100 de euro pe oră. Trei la mână. S-a văzut din primele propoziții că nu are de gând să plătească mulți bani. Bun, de acord. Și eu cred cu experiența mea de român tumefiat. Și eu cred că flic doamna Rimă nu avea de gând să plătească mulți bani. De ce a ținut-o atât? De ce a ținut-o 5 ore, mă nene? Dacă n-avea mai mult de 150 de euro, de ce a ținut-o 5 ore? I s-a stricat ceasul efectiv. Trebuia să-i zic. Ne-am înțeles la 2 ore. Hai, zic că scoți timpul. 2 ore jumate. Dar după 2 ore jumate trebuia să-i zic. Fata mea durează mai mult decât așteptat. Și eu nu mai am bani. Vrei să pleci sau vrei să ne faci poze tot în bani ăștia? Dar evident că n-am făcut chestia asta. Și că am mers pe burtă știind cât de dispăreați de cel mai multe ori sunt fotografii sau oameni oamenii din lumea asta artistică de acei bani. Am mers pe burtă încercând să o prostească pe asta. Sorry. Exact pentru că am lucrat în domeniu, am trecut prin lucruri de genul și dacă cumva îndrăznești să spui altceva, e de rău. Eu pot ajunge la lucru între 30 de minute și o oră jumate. Păi, cum lucrezi? Cum lucrezi în servicii? Un an hourly fee? Da, this ain't about you. Auzi, da, fii atent. Dacă eu te chin pe tine să-mi faci poze la nuntă și nunta mea e în Antananarivo, joc cu asta. Tu poți să o faci pe drum între 14 și 28 de ore. Joc cu asta. Și vrăjala asta cu între jumătate de oră și o oră jumate, haide men, lasă-mă, te rog, eu frumos. Știe toată lumea cât durează să te duci din punctul A în punctul B, aproximativ cu o marjă de eroare de 20-30 de minute, dacă ești în același oraș. Poți să te estimezi la orice oră, în orice moment, aproximativ cam cât o să faci de oriunde până oriunde în București. Hai să fim serios, vă frumos. Așa, bun. Și acum să vedem videoul uh, Flick flic doamnei Rimă cu comments turned off. 15 minute. Adevărata poveste a fotografiilor de la botez. I se pare că e atât de puțin content în România încât ajungem să discutăm despre chestiile astea, dar ai lăvit. Tuturor, nu este un videoclip, obișnuit, dar cred că v-ați seama din, de acest lucru. Nu m-am machiat, nu m-am aranjat. Vrea doar să vă spun... Opa! Apology video? Nemacheată, machiată, Ok, let's see! O poveste din care eu am învățat foarte multe și sper să vă inspire să învățați și voi la rândul vostru. Am să fiu cât mai scurtă, deoarece în momentul de față timpul este foarte prețios pentru mine și mi-l dedic în totalitate copilului meu, însă cumva simt că meritați toți cei care ne apreciat să știți cum stau lucrurile cu adevărat. Totul a început acum câteva luni, când o prietenă de-a mea din Ucraina m-a rugat să ajut o refugiată, să o lăsăm să ne facă niște fotografii și noi să o promovăm. Am acceptat acest lucru. A, deci nici n-a cazat-o sau ceva, pur și simplu a rugat-o cineva să. Ok. Uh, probabil ați văzut că am postat la un moment dat niște fotografii de drăguțe, de altfel nu vreau să fiu ipocrită. Cum unptă în fire, am făcut mai mult decât trebuia și mai mult decât ar fi fost cazul, în sensul că am acceptat de fiecare dată când a dorit să ne facă fotografii. Uh, am... am acceptat să ne facă fotografii pe gratis voi înțelegeți nivelul despre care discutăm? Nu m-am văzut video ăsta. E exact atitudinea despre care vorbeam mai devreme. De watch-out-ul pe care l-am dat cu umila mea experiență. Exact atitudinea asta. Am acceptat să ne facă fotografii. Cât de, știi ce? Eu nu am nimic cu doamna asta. Eu înțeleg. Chiar o înțeleg. Chiar am empatie pentru ea, pentru că asta este industria în care lucrează. Așa arată toată industria de influencer, de media, de regie, de videoclipuri, de muzică. Așa arată. Eu înțeleg. Dar nivelul, men, să vină o refugiată din Ucraina care și-a pierdut tot ce avea în afară de rucsacul din spate. Să vină să-ți facă poze pe moca. dă mea dă un morție de treabă. Bă, măcar nu știu, men, plătești, nu știu, că eu 100 de euro la mișto. Bă, da, pe moca, pe moca, moca, moca. Am dus-o cu noi la petrecerea Viva ca fotograful nostru personal. Am dus-o cu noi la petrecerea Viva ca fotograful nostru personal. I-am dat voie să lucreze pe moca. Atenție, eu pot să înțeleg că pentru doamna aia din... Da, da, make it sound like a charity, exact. Eu înțeleg că pentru doamna din Ucraina era un beneficiu ăsta. Eu nu contest chestia asta. Poate pentru un om este un beneficiu expunere. Eu nu cred că este un beneficiu real, dar dacă pentru omul ăla este, dacă, dacă omul ăla consideră asta ca fiind un beneficiu, e ca în glumaia după mea mereu. Doi oameni au făcut un târg, cine p***a sunt eu să vin să zic nu e cinstit, dă bani! Da, dar jena, nivelul cu care de, de exprimare, i-am dat voie să-mi facă poze pe moca, ceva... Fotografii. Uh, am dus-o cu noi la petrecerea vivă. Adică, uite, și eu mă fac, apropo de asta, ca să eliminăm orice urmă de uh, ipocrizie sau whatever în caz că... că m-am gândit așa, dacă am fost și în situație de genul. Uite, și eu am făcut poze moca cu mai multe persoane care făceau poze. Pentru că acele persoane mi-au scris și mi-au mi zis, hei, salut, mi-ar plăcea foarte tare să-ți fac niște poze sau să fac un shoot cu tine, așa m-am cunoscut cu Radu Sifred. Mi-a plăcea foarte tare să fac un shoot cu tine, am văzut că sunt oameni care sunt relativ amatori sau sunt la început de drum sau whatever și adică că nu urma să mă simt prost că nu le dau 1000 de euro cât fac ei de obicei și mai departe. Oamenii mi-au scris, eu le-am zis bă e foarte drăguț, mulțumesc de invitație, hai că accept! Da, aia e una. Dar asta cu, știi, ucrainean cam care vine vai de cap sau nu știu bă, știu ce? nu știu dacă poate nu e vai de capul ei. da așa ca idee men, nu știu să, să zici chestia asta i-am dat voie să-mi facă poze măcar taci <laughs> măcar taci zi doar că ai luat-o la petrecerea viva nu zice că i-ai dat voie să-ți facă, po să facă poze că i dat oportunitatea să-ți facă poze dă un um... Măzi, men, dată când a dorit să ne facă fotografii. am dus-o cu noi la Petrecerea Viva ca fotograful nostru personal. Mai mult decât atât, am insistat cu tărie în articolul nostru din revista Viva să fie trecut numele ei. Am sunat la o grămadă de publicații și am rugat să o ia, să o ajute. Am scos-o la masă de fiecare dată, am luat... Ai insistat ca numele fotografului care face un shooting să fie menționat? Băi! Băi! Ai insistat ca numele ei să fie menționat la shootingul făcut de ea? Dar numele cui ar fi fost menționat la shootingul ăla? Da, așa trebuie, evident că așa trebuie. La orice shooting pe care îl vedeți în revistă, undeva acolo la final zici fotograf, stilist, make-up... Whatever. Da, a insistat să primească credit pentru munca ei. Am sunat la o grămadă de publicat și am rugat să o ia să o ajute. Am scos-o la masă de fiecare dată, am luat-o de acasă, am dus-o acasă. Ah, păi da, și eu, și eu când am ieșit cu Ale, care mi-a făcut poze la om doi, și eu i-am luat-o cafea. Păi să zică merci! Măi, atât de jenant cu aia, să mor eu! Ei bine, a venit ziua botezului micuței noastre Eva Maria. Din dorința de a o ajuta, am contactat-o tot pe ea. O ajută pe fotografă făcându-i poze la botez 100 de euro. Vă reamintesc, oferta acestei doamne inițială era de 100 de euro pentru cele 5 ore de botez, care atunci erau două sanchi. Și i-am uh, cerut un Da, de... da, da, nivelul de lăbăreală la ego pe care îl au oamenii care fac ceva bun pentru refugiații din Ucraina este dezgustător, efectiv dezgustător. Și, și, toată asta cu am scos-o la masă. Ai scos-o la masă după ce am muncit pentru tine pe moca? Wow! Premiul Nobel pentru pace! Merge către flic, doamna rimă! <laughs> nu, fiindcă noi am mers spre ea, mi se părea normal să o plătim pentru serviciile pe care ea le prestează. Uh, Mi-a cerut și voi posta aici să vedeți 100 de euro pe oră. Eu i-am explicat ei și voi posta din nou să vedeți că nu vorbesc prostii. I-am explicat în limba engleză că dorim câteva poze acasă înainte de a merge la biserică. I-am explicat, după cum vedeți, the way to the church, adică drumul până la biserică este undeva între 40-50 de minute și -ă, ceremonia religioasă alte 40 de minute. După cum vedeți și în mesaj, i-am spus că s-ar putea când venim acasă să mai dorim niște fotografii. Asta, bineînțeles, depindea dacă reușim în fața bisericii să facem pozele cu Eva îmbrăcată frumos în ochița ei de prințesă și așa mai departe. Și i-am propus, după cum ați văzut deja în mesaj, 200 de euro, deoarece dacă ar fi să adunăm toate aceste minute, ea nu lucra nicio oră. Propriu zis, dar era și drumul până la biserică, după cum i-am spus și ei. Bineînțeles, drumul până la biserică presupune și drumul în. Deci, după cum... Deci, până și ea a apreciat faptul că drumul ar trebui inclus în preț. Vedeți aici, ea singura a cerut 150 de euro pentru 30 de minute acasă, 40 de minute la biserică și încă 15-20 de minute acasă în caz că ar fi fost. Ei bine, între... asta, e, asta e o la maximă cu 15-20 de minute. În 15-20 de minute nici la te descalzi, ce 15-20 de minute. Photoshoot în 15-20 de minute? Într-o casă? 15-20 de minute, mă revede? Doar cât despachetezi echipamentul durează 10 minute. Doar cât ți face să spună o lumină pe față și să te pună să stai la cadru. Durează 10 minute. ci 15-20 de minute, mă, frate? Ce vrăjeală de aia de... Ah, 15-20 de minute, poze. Aha, da. Îl face cu telefonul, scoate iPhone-ul, gata, 15-20 minute. Care nefericită pentru noi a plouat torențial și voi posta un vlog cu ziua botezului Evei să vedeți cum ploua și drumul către biserică nu a fost 50 de minute, a fost undeva între 65-70 de minute, dar am câștigat timp la biserică unde a durat Maximum 30 de minute totul. Când a venit acasă, ea a venit cu altă mașină, bineînțeles, i-am pus la dispoziție mașină, Deși de obicei atunci când uh, plătești pentru niște servicii, persoana respectivă se deplasează cum știe și cum poate ea mai bine. Noi am pus la dispoziție mașina care a luat-o de acasă, a dus-o la noi și a dus-o la biserică și înapoi. True. Am ajuns acasă și când ea a ajuns la noi, a avut o atitudine foarte urâtă față de mine. I-am rugat-o să Deci, din ce zice ea, practic totul a durat 30 de minute. Nu 5 ore, cât a zis. Că a zis că la cerimul, a zis că botezul a durat jumătate oră și drumul 70 de minute și... Dar pare că gen a durat 30 de secunde în timp ce a zice că a durat 5 ore. Ne facă câteva fotografii cu Eva îmbrăcată în acea rochită de care vă spuneam, mai ales că sărăcuța a stat o oră pe mașină cu acea rochită care era destul de inconfortabilă, trebuie să recunosc. Și a refuzat vehement, a avut atitudine foarte rudecioasă. No, I have to go home. Eu sincer am crezut că are o problemă, motiv pentru care cumva mă și simțeam vinovată. Mai cine știe ce a pățit fata asta și eu insist cu pozele. Și am zis ok. Sincer, mai mult am fost rușinată, pentru că erau părinții mei de față, Era foarte multă lume de față și ea s-a comportat foarte urât cu mine. I-am spus, ok, dacă nu vrea să-i mai facă poze, să stea puțin să îi aducă Sebastian banii și a spus că are o problemă și l-a luat Baby. pe soțul meu de să discute cu ea. Nu știam despre ce este vorba, vă rog să mă credeți, nici o secundă nu m-am gândit că ea are o problemă cu noi chiar mă gândeam că are o altă problemă și o putem ajuta. Am uitat să spun ceva și e foarte... Vreau să vă spun povestea exact așa cum a fost. În jur... Ea a ajuns la noi undeva în jurul orei 11 și ceva și mi-a spus că durează că ea la unul are o întâlnire. Eu m-am pus lângă ea pe canapea și era și videograful de față și am cu telefon... Din experiența mea, cred eu, părerea mea personală este că fata nu avea nicio întâlnire și că a zis așa tocmai ca să se asigure că pleacă în două ore. Aceasta este părerea mea pentru că sunt foarte mulți oameni care fac această chestie și am făcut-o și -o de foarte multe ori tocmai ca să te asiguri că nu te ține mai mult decât trebuie pentru că exact cum au mai menționat oameni și ea intuia că n-are să-i dea 500 de euro. nu, nu, i-am explicat. Păi uite, ți-am explicat că durează atât, mergem, venim înapoi, vei fi înapoi în oraș undeva pe la 3 și ceva, dar ce mai bine mută. Da, da, is corporate level time management. Merge fotografa la baie, păi nu plătim la 5 minute, fumează o țigară, păi e pauză, nu se plătește, mănânci o prăjitură, lunch break neplătit, alo? <laughs> Întâlnirea la ora 4, să fii sigur că ajungi, să nu mai ai probleme, sau dacă nu e ceva, pe... eu credeam că e întâlnire pe Zoom. Am rămas din pandemie cu întâlnirile pe Zoom și am spus că dacă dorește, nu mă deranjează în timpul slujbei să iasă 15 minute afară, să vorbească, să rezolve treburile, oricum nu, nu e ca la video, nu trebuie să fotografiezi în continuu. Seara, sotul meu mi-a spus că ea de fapt are o problemă cu noi și că ne mai cere 250 de euro pentru că... Ne-a zis că are o problemă cu noi. Yes, my friend from Romania, I have a problem with you, ok? Timpul de 4 ore și ea ne-a spus inițial că e 100 de euro pe oră. M-a deranjat foarte tare, în primul rând, pentru că ea, când a ajuns la noi acasă, nu a spus. Măi, Denisa, uite, lucrurile stau așa, eu am înțeles greșit, credeam că drumul în total e o oră, nu că, dus întors, că doar dus e o oră și dus întors e două ore. Am depășit timpul, dacă vrei să... <laughs> Deci femeia i-a zis, păi nu, drumul până la biserică e o oră. Păi dar ce, nu ai înțeles că e doar dus? <laughs> Știi ce mi se pare mie? De ce eu zic acum? Poate vor nu mi se pare așa. Dar eu zic din experiența mea de om care are de ani de zile deja un venit destul de mare comparat la media acestei țări. Cum pupa mea ai atâta pentru 200 de euro? dă 200 de euro și nu mai vorbi cu ea data viitoare. Cum crezi de atâția nervi, de atâta dramă, mesaje pe WhatsApp, din fotograf, fai te că tu 200 de euro! 200 de euro, Uite ce casă ai! 200 de euro, men! Stai în 200 de euro! dă 200 de euro, aruncă-i în scârbă și zici Dă-te fă în Cine te mai angajat ta viitoare? Și spun și vorbărea în piață! Dar dă-i morții 200 de euro și trimit o acasă! Asta este cel mai nebunesc lucru pentru mine! Cât scandal și cât de? Cum, Bă, cum să dau mesaj vocal? Pentru 200 de euro! Deci tu iei 5000 de euro faci două postări și te Andrei cu reclamă la șampon. Și stai, mesaj vocal în 200 de euro. Mesaj vocal de la negru. 200 de euro la negru. Doamne, ce băgăm ești... Mi-a dat viață. Uh, uh, eu nu cred că... Port un ceas Rolex, uh, un inel cu diamante de câteva zeci de mii de euro. Nu vă spun altele ca să nu vă frustrez mai tare. Și pe lângă că sunt atât de superbă, deșteaptă și amuzantă, sunt și gospodină și astăzi, da, voi găti supă de fasole. Eu înțeleg că video ăsta e sarcasm, dar să Rolex și faci o 200 de euro mene? Păi da, știi, știi că asta e, cel mai, asta e cel mai amuzant și cel mai românesc și cel mai scârțăresc și zgârcitesc lucru posibil. Când în momentul în care ai genul de bani încât să-ți cumperi ceas de 5000 de euro, cel puțin, deci în momentul în care ai 5000 de euro să dai pe un ceas, timpul tău, spațiul tău, tău mental, liniștea ta mentală, nu au cum să valoreze mai puțin de 200 de euro. Și de asta zic, când înțeleg, am, am și o prieten bogată, am un prieten de bani gata. Și văd, văd chestia asta. Până nu, nu există situație în care ai ceas de 5.000 de euro la mână, dar te cerți pe 200 de euro. Nu există, mensori, Decât dacă ești un român adevărat cu scârția în sânge. Că așa de bogat, e drept. 200 de ouro 200 de ouro. Eu digo aqui uma perspectiva minha de sarac que eu me dou, pam, iau. dau bani, arunc, îmi iau, îmi dreg, dau, plătesc oameni pentru munca lor, insist okay. să plătesc oameni pentru munca lor de cel mai multe ori, chiar dacă aceștia nu vor. Eu prost, că eu nu o să mă îmbogățesc. Flic, doamna, mai e drept, o să se îmbogățească. Da, și o să rămână, și o să rămână pe la toate colțurile ca ultima scărțară. Și o să râdă toți chelnerii de ea că bagă furculițele în sacul să le ia acasă. Nu vă spărați, 200 de euro, doamne. 200 de euro pentru sănătatea dumneavoastră mentală. O, mea este că du-te cu ea, de băne îi dădeam eu 200 de euro ca să <laughs> ca să cu pofata aia da men, da, înțeleg că pentru ea e vorba de principiu, numai că principiul pe care se bazează ea e literalmente țeapă, asta e principiul pe care se bazează e literalmente, hai să țepuim un artist sărac, deci... nu, nu sărac whatever, un artist care are nevoie de bani, foarte important exact tot ce avem să ne aduc ca aminte de bucuria din acele momente sunt fotografiile și e urât că ei știu asta și totuși se comportă așa Vai! Vai! fotografiile! Vai de mine fotografiile de la botez, singurul lucru pe care îl avem care să ne aducă aminte de ziua aia Vai de mine fotografiile de la botez montez. Nu dar n-am avut un telefon să fac o poză. <laughs> La început îmi era milă de ei ucrainieni, acum să nu-i văd, acum să nu-i văd, sunt de o nesimțire și un tupeu cum nu am văzut în viața mea, mi este silă de ei. A, ah, este chiar o votantă aur. Iată, te uită. Denisa îi răspunde acestui comentariu în loc să-l șteagă și să-i dea bani acestei persoane mizerabile. O să zică lumea că nu e bine să generalizăm, însă cu părere de rău sunt în asentimentul tău. Eu nu mă mai risc cu ei ce negru subunghe, unghie, e negru de la subunghe, de te uiți așa, îți dai seama că 200 de euro nu o să să acopere negru la de sub unghie. În concluzie, ea cerea 400 de euro și eu nu înțelegeam de ce, pentru că poza acasă nu ne-a mai făcut ci uh, și... Pentru mine asta era cel mai important. Uh, ca o mică paranteză, am fost foarte supărat. Am început să plâng când mi-am dat seama se arat, de fapt, Eva nu are Nu, început să plângi? O, oh, vai, dar ce-ar fi fost să dai 200 de euro ca să închei problema asta? Că e ce victimizare de-aia! Măi, vă rog frumos, vă în ce casă stă! A tri si da 200 evrov, so rekuta. poze din ziua botezului și mă simțeam foarte vinovată pentru chestia asta. Cum a spus și în postare sus, mi-a venit cu soluția de a face a doua zi dubla doi la botez. am îmbrăcat la fel și am făcut poze Eve, de aceea am avut de postat. Um, în fine, am oprit video <laughs> a, a început să plângă că a pierdut pozele de la botez, cel mai important e venit. Mai, sorry, adică în, 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 cu, siguranță, cu, siguranță să nu mai fie mame sau whatever care o să-mi zică că sunt prost făcută grămadă și că nu înțeleg eu zi, nu înțeleg eu important un unui eveniment de genul ăla și sunt de acord. Chiar nu înțeleg. În același timp, nu este cel mai amuzant căcat că femeia asta să zvârcolește pe jos, că ăla e cel mai important eveniment. Trebuie orice să aibă pozele alea, dar n-a 200 de euro la banii ei, la rolex ei de la mână. Nu e cel mai amuzant căcat, sori N-am cum să te iau în serios când plângi și faci ca toate alea că de ce nu ți-a dat aia pozele după ce ai refuzat să o plătești banii pe care îi se cuveneau și care nu doar că îi se cuveneau, ci erau și 200 de euro. Nimic pentru o vedetă sau mă o vedetă de Liga 3 de, de rangul acestei persoane cu atâția falori pe Instagram, e nimic 200 de ori, e căcat, e o reclamă la bongo, e, pardon, o reclamă la bongo, e 10 la într-o reclamă la bongo. M-a afectat foarte tare, am rezo rezolvat situația, am făcut oh. -a zi poze cu Eva, seara respectivă eu i-am trimis ei mesaje. Măi, dar sper că ești bine! Nu a postat mesajele respective, în care i-am spus foarte frumos, chiar plângând, uite -i... Mă deranjează că n la 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 Poze, fetița mea, nu are poze de... Bă, să mă chimei flic la un debate în rime <inaudible> Azi e zi de sărbătoare Au ieșit toți în drum Au ieșit cu mic, cu mare Să-mi dea la mulți, mulți ani drag prieten. Scuze, chiar îmi cer scuze. Uh, nu te pe ce îmi bani în plus. Te rog frumos, trimite-mi fotografiile pe care le ai. Ți-am plătit cât tu ai cerut. Lucrurile s-au întâmplat exact așa cum ți-am spus inițial că se vor întâmpla. Eu nu știam că va ploua și în loc de 50 de minute vom face o oră. După cum vedeți, după acele mesaje în care i-am spus uh, vocale, uh, în care am rugat-o frumos să trimită pozele, i-am spus că mă deranjează faptul că fetița mea nu are poze în rochița aceea în e? care arăta ca o prințesă. Nu! Are poze în rochița aceea? Nu! Și era o adevărată zână. Și mă dragează că nu am acele amintiri. Să pot să arăt copilul meu peste ani. Ea a spus că se va gândi, vedeți aici în conversații. Am lăsat-o să gândească o săptămână, ceva de genul acesta. Am revenit la ea și am spus te rog frumos să-mi trimiți fotografiile. Ea a avut aceeași atitudine scrupuloasă pe care a avut-o și în ziua botezului în care... Scrupuloasă? Hopa! Deja s-a discutat cu un avocat, văd. Allegedly scrupuloasă. Mi-a cerut în uh, diferența de, de, bani, mă rog, când am văzut că ea vrea să fie foarte uh, așa. Da, e am văzut... efectiv, da, că a zis și zlăvoga asta, că e apă class white mom, e apă class white Karen care urlă la tine în parcare că te dai cu skate-ul în fața casei ei. 100 de euro pe oră, am muncit 4 ore, dăm 400 de euro. Am vrut și eu să fiu ca la carte, cum vrea și ea ca la carte și am -am cerut factură, vedeți aici. Vă spun sincer, am cerut factură deoarece am vrut să-i plătesc din firmă. Eu încasez totul în firmă, acolo îmi sunt banii, de acolo Test, a refuzat să-mi dea factură, a spus că nu trebuie să-mi dea factură pentru că nu am terminat un contract. Logic, <laughs> nu? Pe, pe ce ți dă factură dacă voi nu aveți contract? Bine, femeia să nu știe cum funcționează o firmă. Pe ce îți pe ce dă factură exact dacă voi nu aveți contract? Factura X la ce? Ca așa e, factura numărul la contractul care nu există. Cum îți face factura dacă voi nu aveți contract? Mă, e o caterincă, e de o caterincă de asta atât de proastă. Și deci femeia să nu știe cum funcționează nimic cu nimic, dar Sanchi, că ea vrea să-i dea să-i factureze. După ce ăla deja i-a deduse banii în mână. Deci domnul Flick i-a dat banii la negru, ea acum vrea factură. Ei ne avem un contract. Asta zic, men. Cine trece prin atâta turmoil, prin atâta, prin atâta chin mental pentru 200 de euro. Asta vă întreb eu. Ce fel de persoană care are atâția bani și face atâția bani și evident că face atâția bani, cum treci prin atâta pentru 200 de euro, men? Te fac o mie de lei Te fac o mie de lei, două morți care oricum sunt un căcat de bani pentru serviciul pe care l-ai primit de la un profesionist care a venit și a stat 5 ore și ți-a făcut, ți -a făcut poze oricum sunt un căcat de bani ăia 400 sau cât erau vrea factură ea îmi decontez și asta îmi place și asta îmi place cu decontatul decontăm pozele de la botezul fiicei noastre pe firmă și ce ceva mai superb am dorit să nu plătim taxe la acești bani. Păi sunt în scopul firmei mele. De ce? Păi uite, am postat pe Instagram poză de la botez. Joc-o pe asta, Hanaf îmi dea factură, a spus că nu trebuie să îmi dea factură pentru că nu am semnat un contract. Tu nu ții haine pe firmă, mă? Nu, nu mi au haine pe firmă. Am făcut o singură dată chestia asta când mi-au trebuit expres pentru o filmare. În rest nu mi-au -mi haine pe firmă, deși aș putea. Dar nu stau să mă calicesc la 3,30 euro cât câștig de pe... Ai înțeles? Sunt mesaje în care am plâns în fața ei, m-am umilit în fața ei să-mi dea pozele pentru care am plătit. Sunt mesaje vocale în care m-am umilit să-mi dea ce consideră ea că merit. De aceea eu sunt Acum, de... don't get me wrong. dacă ești doream Popa și ției -ți în fiecare zi uh, Balenciaga și căcaturi de 700 de euro, da, să stâng o cărcă de bani dacă, dacă e pe firmă. Dar eu care îmi cumpăr de pe Asos și... Tusi și Pleasure sunt cele mai scumpe firme pe care le am pe mine. Economisesc la 1000 de lei, economisesc cât? Nu mai știu. 19 e oare? Că la asta mă gândesc și eu. Nu mă pricep și eram curios că am auzit că se decontează tot felul pe firmă și nu știam cât de avantajos e. Majoritatea dintre dumneavoastră nu puteți să decontați chestii pe firmă de genul ăsta pentru că nu fac parte din activitatea firmei dumneavoastră. Influencerii sunt foarte privilegiați din acest punct de vedere pentru că eu dacă arăt apa asta la cameră e... În activitatea mea pot să o cumpăr pe firmă. Eu dacă arăt absolut orice la cameră sau e într-o poză sau whatever, e pe firmă, că e face parte din activitatea mea. Și are sens, că gen dacă fac o filmare, dacă până aia, dacă nu știu, îmi schimb hainele ca să whatever, are sens. Dar majoritatea firmelor nu pot să chestia asta decât dacă fac cam ce fac și eu. Fac hai gata cu educația antreprenorială. Sunt mesaje vocale în care m-am umilit să-mi dea ce consideră ea că merit de acei 150 de euro pe care îi plătisem. Nu știu cum sunteți voi. Nu știu că de ușor faceți voi bani și nu știu că de ușor îi cheltuiți. Eu muncesc pentru bani și sunt atentă cum îi cheltui. Nu am considerat că merită 400 de euro, în primul rând pentru că, insist, noi nu am avut poze. Că nu am considerat că merită 400 de euro după ce tu personal ai ținut-o acolo cu 150% mai mult decât ați agreat, nu merită 400 de euro. Care, repet, 400 de euro pentru 5 ore de făcut poze editat? E puțin, este foarte puțin. Eu muncesc pentru bani și sunt atentă. Cum îi cheltui? Tu muncești pentru bani spre deosebire de fotografa care n-ar trebui să muncească pentru bani. Fotografa aia să vină pe 100 de euro, să muncească 5 ore. Merită 400 de euro, în primul rând pentru că, insist, noi nu am avut poze, dar nu, nu, vreau să, să mint, cât uh, Sebastian a mers să aducă banii, m-am umilit și el în acea zi de așa și am zis drog. De ce bani a adus? Ce bani a adus dacă voi nu aveați factură? Ai zis că voi să o plătești pe firmă. Ce, cum, cum a plătit-o dacă voi nu aveți factură? Hmm. Interesant. Frumos, Diana, haide, fă măcar o poză cu Eva să am amintire. Ne-a făcut două de poze. Oh, vai, măcar o poză, pune. <laughs> I love this. Da, e un locul lui Flicky de deam banii fetei alea fără să știe ea, da, efectiv. Adică că pare din toată povestea asta și din cum descria fotografa că Flick was ok, I guess până a intervenit ea. nu știu dacă ni l a trimis. În fine, nu știu cum sunteți voi, cum vă raportați la bani, cât de ușor îi câștigați și cât de ușor îi cheltuiți. Mie mi s-a părut enorm 400 de euro pentru câteva poze din biserică și am fost 10 persoane, total, sincer. Sunt fotograf cu care eu lucrez de foarte multe, am fotograf foarte buni, atât aici cât în, la ora de nici nu mai zic care fac o nuntă întreagă cu atâția bani sau poate chiar mai puțin. Nu am considerat că îmi merită, de aceea nu am. Menționez că a venit doar cu un singur aparat foto, fără lumini și un singur obiectiv. Păi, în moca atunci trebuie. măi, măi, că și plătit-o în ce lume trebuie adică știu și eu așa vag care sunt prețurile da, efectiv se miră toată lumea în chat da, evident în că nimeni nu ia 400 de euro pe o nuntă dar nu știu cu cine vorbește că cred că oamenii care urmăresc care pe ea mă, a, ah, desigur că și-a închis comentariile of course Adică mă gândesc cu oamenii care urmăresc pe ea, totuși sunt cumva apropiați de vârsta ei. Adică cred că știu și ei că în care sunt prețurile la anunț, la botezul asta. Am vrut să-i trimit diferența de bani și, în primul rând, nu am considerat că merită, pentru că, după cum vă spuneam, era corect din, fața ei, din partea ei ca în momentul în care am ajuns acasă să-mi spună ce o deranjează și să-mi spună vrei mai multe poze, costă atât. Ea a ales să-l ia deoparte pe Sebastian, deși corect era să mă ia deoparte pe mine, cu mine negociase, eu știam ce am vorbit. N-a avut curaj să mă ia pe mine deoparte pentru că știa că nu are dreptate, a luat banii aceia, a mers acasă și a început să ne amenințe. De fiecare dată când am întrebat-o de ce îmi cere bani în plus, să-mi o explicație, nu a avut ce Să ne amenințe amenințarea fiind, te rog să mă plătești cinstit pentru fiul pe care l-am aprobat împreună. Altfel nu îți pot presta serviciu până la capăt. Ați înțeles amenințarea. Ah. Zic, bineînțeles, pentru că nu avea dreptate. Mi se pare nedrept ca el să stau să încasez din partea oamenilor niște păreri care nu au legătură cu realitatea. Știu că au fost momente în discuția privată cu ea. Vai, foarte... dar cred că știu eu un partener care tot așa este discriminat zi lumină pe YouTube. Cred că ați face un vlog foarte frumos împreună. Și el tot așa are un suflet rănit, exact ca și tine. E important de punctat. Totul a fost privat. Eu nu am urmărit să-i fac rău. Eu mi-am făcut public numele în postarea în care uh, am spus întâmplarea aceasta. Nu am spus de despre cine este vorba pentru că intenția mea nu a fost nicio secundă să-i fac. Păi, ei făcut rău, nedându-i banii pe care i-ați aprobat împreună. Bă, da, again, la finalul zilei, Băi, și dacă era ca tine, în ce lume tu, Dita-i vedeta cum te consideri, cu o Rolex pe mână, stai să te atâta, stai să faci asta, să pari în fața camerei plânsă pentru 200 de euro? Băi, și dacă ți-ai luat țeapă și dreptatea era de partea ta, tu, Dita-i vedeta, cum pentru 200 de euro treci prin tot acest... Nu zic, da, e, sunt unele situații în care nu e cinstit și whatever, da. Cum stai să treci prin tot acest chin, tot acest turmoil. Mă aștept în orice secundă să zică psych și să facă reclamă la ceva credit de foame de la Provident. <laughs> adică e clar că și not in the right și că e plângăcioasă pe această temă că, nu știu, Că e foame, I guess. Bă, dar și dacă, și dacă n-ai dreptate, cum stai, men, pentru 200 de ori, mă, frate? Fac rău ei în mod public, cum ea face acum. Au fost momente în care mi-am pierdut cum pătu ce mamă nu ar face asta când își dă seama că de la ce mai important eveniment din viața copilului ei, primul eveniment important, nu are fotografii din cauza că cineva alege să profite de asta. Insist, nu consideram că merită 400 de euro. Da, dar mă... la și mie să plâng. Fotografiile de la poteți? Sunt so funny. Nu, chiar, adică, recunosc încă o dată, nu pot să empatizez cu sentimentul unei mame care n-are poze profi de la, de la, că nu vorbim de poze, că e clar că s-au făcut poze cu iPhone-ul, poze profi de la, nu, nu pot să empatizez cu asta. Bă, dar e ceva mai funny pe lumea asta. <laughs> Sunteți voi colegi pe jos pentru niște poze, astea care nu o să te uiți niciodată și nu o să vă uitați niciodată și copilul ăla nu o să se uite niciodată și dacă o să se uite o să fie... Oh, Stau, mă uit cum mă scufundă un motion într-un lighean. Și also, e ceva mai funny că n-ai putut să dai 200 de euro pentru acest cacat atât de important pentru tine. Bă, că înțeleg, adică e important. Nu sunt eu să zic ce e important sau nu pentru tine. Bă, dar nu dai 200 de euro? <laughs> Totul altceva și vreau să, să să țineți cont de faptul că lucrurile s-au derulat exact așa cum eu i-am spus ei în mesajul inițial, cu o singură chestie care nu ține de mine, vremea care mi-a împiedicat să facem 50 de minute până la biserică, am făcut 65. În rest, totul a fost exact așa cum i-am spus că va fi. Voi ce ați fi făcut? Aha, deci din ce zice aici Denisa este că botezul a durat două ore și un pic, nu 5 ore, nu patru ore, patru și cinci, cât a zis fata aia. Ok. Da, voi ce ați fi făcut? Proceeds to turn off the comments. I-ați fi dat încă 250 de euro în plus, o grămadă de bani? Pentru ce? Am văzut că au fost mulți care ne atacă acum văzând doar partea ei de poveste și mi spunea a să dai banii, că e din Ucraina. nu cred că ar trebui să fac asta o notă discordantă atunci când vorbim de prestarea unor servicii. În momentul în care prestăm servicii, trebuie să fim profi, indiferent de problemele pe care le avem acasă. Așa este. Total de acord. Atunci de ce ai plătit-o la negru? Joc-o Ia joc-o de ce vrei tu la negru dacă trebuie să fii profi? Deci ea să fie profi, dar tu nu, nu? Foarte interesant. Uh, cu siguranță sunt fotograf care urmăresc acest clip și știu că au mers la anunț când probabil acasă aveau alte probleme și au fost acolo, au zâmbit și, -și au uh, dat totul din ei. Și uh, am lucrat și eu în, în domeniul acesta de fashion cu fotograf și da, este când ți se spune că lucrezi 8 ore și lucrezi 12 și aia e, ești acolo. Sunt fotograf care merg la Nuntă și li se spune să stea până la 3 și sau până la 4, că mai sunt 2-3 uh, veseli care vor poze. Uh, nu cred că este atitudinea. Sunt fotograf care muncesc și moca. Un fotograf care fac overtime pe moca. Exact azi zile despre care vă vorbeam. Și de asta zic. Nu acuz pe ea pentru că asta este industria în care s au obișnuit cu o mocangelă de asta constantă și cu exploatat oameni pe moca. În, în gloata asta este și ea. Dar să zici asta, păi sunt fotografi, sunt undeva acolo sunt fotografi care, care fac overtime pe moca fără să fie plătiți. Ah, tare! Auzi, Denisa, ia, fă și mie o postare în care îmi promovezi stream-ul pe moca. Sunt influenceri acolo undeva, uite, nu știu... Aluziva sau whatever. Zice, boce ce, m-am uitat la videoul lui Fire, e tare. Mi-a făcut pe moca. Sunt influenceri out there care mi-au făcut promovare pe moca. Ia fă și tu. Hai, să fă și tu. Da, auzi, Denisa, dar de pe preot cât l-ai plătit? Că a 5 minute să ține ce copilul în apă, da? O întrebare foarte interesantă. Păi, a preonul nu, conti, nu comentăm că e datină. Preonul nu putem să-l țepuim. O fată de pe drumuri, de a venit cu un ghiozdan în spate de pe Ucraine, a mai mergi. Tine corectă, a, acesta este și motivul pentru care v-am spus povestea. Iar lăsând toate acestea la o parte, vreau să le spun celor care insistă pe faptul că e din Ucraina. Nu știu cât dintre voi ați ajutat ucrainenii atât de mult cum ne-am făcut-o. Am avut Doamne, Cristina, ei, looking as stai te rog eu frum. Păi ție rușine, mă, cum flexezi cu aia ca ai ajutat niște oameni? Omne, oh, să mor eu, du-te mai cu Cristina aici de mână și lasă -ne. Cum să flexezi, mă, cu aia că ai ajutat niște oameni? Opă, oh, păi eu personal am ajutat doi ucrainieni. Therefore, asta ar fi trebuit să lucreze pe moca pentru mine. <laughs> da, ajutorul, poți să lucrezi pentru mine pe moca în schimbul unei mese. Te-am plătit masă. Nu știu câți dintre voi ați ajutat ucrainenii atât de mult cum ne-am făcut-o. Am avut ucraineni în casă, am mers la vamă, lucruri pe care nu le-am făcut publice. Uh, Măi, de mine, dar să-ți facem o statuie, iubita mea! Uh, Mi-am vândut haine, să am cât mai mulți bani și am, am, donat mii de euro din vânzarea propriilor haine. Am ajutat ucrainenii. Dar e una să ajut, e alta să se profite de tine și... și... Ce legătură au ucrainenii în chestia asta? De why are you bringing it up? Agen, ce au făcut și alți oameni pentru că e uman să ajut niște oameni în nevoie, da? Deci a dat a dat 1000 de euro la ucrainieni, dar 200 de euro n-a avut să-i dea feti astea. Nu care are sens are sens. Eu nu contez că această persoană a donat într-adevăr mii de euro la ucrainien, dar nu a vrut să-i dea 200 de euro unei fete și a preferat să facă această dramă pe internet. Normal ca de decontat donațiile. Donațiile se fac pe firmă. În ceea ce privește persoana despre care vorbim, ea a venit spre noi să o ajutăm. Noi am acceptat să o ajutăm și vă spuneam, am dus-o la masă, am luat-o cu mașina, i-am chemat Uber de fiecare dată când ne-a făcut ah, post... Wow, wow, dar ce frumos! Poți să spune că ai făcut the bare minimum și că ai fost o persoană decentă față de o persoană în mod evident care are nevoie de ajutor pentru că tocmai și-a abandonat toată viața pe care o avea din cauza unui război? Hmm, plătit Uber-ul? Mamă! Păi cât să fii de om, Eu nu zic ce să facă omul cu finanțele lui și Doamne fești, fiecare să-și mai de portofelul lui. Eu zic acum din perspectiva mea. Cât de scârțar să fiu, o nene, să scoți ochii okay, că i-ai plătit Uber-ul cuiva? Cum menționezi chestia asta? Cum aduci în discuție chestia asta? I-am plătit Uber-ul. Gene, i-ai dat 17 lei? Chiar aduci în discuție faptul că i-ai dat 17 lei sau 25 de lei? Efectiv, cade bomba pe casa ta cu aia și scoate ochii o după ce willing ți-a luat o farfurie de paste cu pui. Efectiv. Flexează că a dat 25 de lei lui aia să, să meargă cu uber Întâlnirea s-a încheiat cu ieșit la masă, cu promovare peste tot. Adică am ajutat-o foarte mult și e de punctat faptul că ea a venit să ceară ajutor. Noi, eu nu m-am dus la ea și i-am spus, hai fă poze gratis să te promovezi, sub nicio formă. Eu când m-am dus la ea și i-am spus... Și hai, să -i... nu o lași să uite chestia asta. Să nu i să-i scoți ochii cu fiecare ocazie acelei persoane care, repet, a lăsat totul în urmă și a venit într-o altă țară, probabil necunoscând prea multe persoane, încercând să-și reia viața. Să nu să-i scoți ochii toată viața cu faptul că i plătit tubarul și ai dat o masă caldă. Ca altfel, vezi și tu ce fac ăștia. Vor să te fure de 200 de euro. Tu cu Rolexul la mână. În poze, am întrebat-o cât costă. Și după cum se poate vedea foarte ușor, eu nu am instigat ură împotriva ei sau împotriva absolut nimănui. Iar... Mă, e, e, efectiv, e mic, discurs. Deci aia a instigat la ură pentru că a zis pe internet această persoană nu m-a plătit. Deci ucraineanca neplătită a instigat la ură pentru că a zis pe internet această persoană B nu mi-a dat banii pentru serviciile prestate. B de unde vine, mă, frate? De unde vine oala asta a victimizării pe care o au influencerii? Că să mor, adică nu văd, nu văd gen zi de zi în viața mea de zi cu zi. La muncă, la birou, acasă, în autobuz. Bă, nu văd entitlement-ul ăsta, nu văd. Dar nu cred că nu e entitlement, am citit din nu e entitlement. E mania persecuției, nu știu, de unde e, cum apare, cum se manifestă, de ce apare la toți influencerii ăștia de, de, carton, de la Cristina Eich în jos. Cum, de ce e atât de prevalent la influencer? S-a instigat la ură pentru că o persoană mi-a zis dă bani. banii. <laughs> nu e prima oară când faci așa, acum câțiva ani cineva i-a dat un mesaj răutăcios și femeia a făcut șir de story în care o amenința pe aia că o să vorbească cu primarul orașului ei ca să le spună părinților că femeia aia îi dădea hate. Spusese că o să vină și în orașul ăla personal ca să rezolve. Doamne, a, păi să mai aștept la proces și de la, și de la doamna asta. <laughs> Vine la administratorul de bloc să te dea afară. Deja îl sună pe nicu Dan. E o lume... E o lume în care flic și nevastă să-și o dar class privileged people, iar dragonul moare literalmente de foame. ai las că și dragonul moare de foame pe mâna lui. Nu vă spărați! N-am dramatizat atâta nici când m-a înșelat gagica mea cu deliric după concert cu mine acolo. Star! mai bun căcat pe care că l-am citit! Și am spus, ai fă poze? Am întrebat-o cât costă. Și după cum se poate vedea foarte ușor, eu nu am instigat treaură împotriva ei sau împotriva absolut nimeni ai, 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 ai. Uh, Ea asta face. A postat uh, fotografii cu noi, în care ne facem mincinoși, a postat mesaje, dar nu a postat toate mesajele după cum... Aha, deci asta este instigare la ură, faptul că te-a făcut mincinoasă, am înțeles. Iubita, poate te duci tu și cauți ce înseamnă instigare la ură și după te întorci, da, iubita? Haide! Ia asta încearcă să facă, să ne facă rău, voit, în mod direct și să implice la ură asupra noastră. Da, de aia ți-a dat 50 de euro discount, de aia ți-a dat 25% discount din fiul ei, de cât de mult rău vrea să-ți facă. Toată lumea este împotriva mea. Sunt chiar eu, George Burn nicht Kristina ih Și toți influencerii de carton. Un alt motiv foarte important pentru care am ales să fac acest video este faptul că am văzut da, că... Da, din punctul meu de vedere, mai degrabă ea a instigat, nu la ură, dar a instigat la discriminare când a zis că e de acord cu ăla, cu ucrainienii, că n-ar trebui să avem încredere în ucrainieni, că vin și ne fac și ne dreg. Din punctul meu de vedere, e o prost, e o prost, dar din punctul meu de vedere, tu ai instigat mai tare la discriminare decât ai instigat ea la absolut orice. a postat cineva care nu știu dacă doar voia să fie interesant sau a văzut la ea, cum că eu aș fi amenințat cu serviciu de refugiați, habar n-am ce, doamne ferește, deportări sub nicio formă. Dacă ea a făcut această acuzație, sper să o poată și susține. Păi nu părea că a făcut această acuzație. Ai că you threatening her with the government din ce am înțeles eu în ideea faptului că copărăști că, că ia bani la negru sau că cere bani la negru. N-am... Adică deci asta am înțeles. Și ai zis că îi faci rău. E drept. A zis ea în vocale. A zis doar că poate să-i facă rău. Dar n-a zis ce rău îi faci. Nu? Sau a zis de asta cu migrare? Bine, ceea ce nu se va putea este o acuzate foarte gravă, de departe de mine așa ceva. Am spus că voi acționa legal și voi acționa legal pentru ceea ce s-a întâmplat cu serviciile prestate. Dar uh, în concluzie vreau să vă spun că mesajul acestui video este Fie lei dior de câte ori se poate și mereu se poate. Ce este? Fie lei dior de câte ori se poate și mereu se poate. Fie lei ori de câte ori se poate. A, ah, o lady este aceea care nu plătește oamenii pentru serviciile lor, dar are Rolex la mână, am înțeles. Nu vreau ca atitudinea oamenilor din jurul meu să-mi schimbe principiile de viață și să mă facă să fiu alt om, diferit față de cel pe care l-au crescut părinții mei. Părinții mei mi-au spus întotdeauna, fă bine ori de câte ori se poate, rău la nimeni. Fă bine de câte ori se poate și nu plăti oamenii pentru serviciile pe care le prestează pentru tine. Așa vreau să crească și Eva. am responsabilitatea creșterii unui copil acum și vreau ca... A, că e mamă. Bă, n-am învățat de la Tonciu. e mamă. Are voie să fac orice, că e mamă. Dar cum îți permiți? Eu sunt mamă! Eva Maria să fie un adult responsabil, un adult care știe ce respectul. Și peste an când va vedea acest video, vreau să, să, știe că... Aceeași persoană care a fost de acord cu comentariul care zice că ucrainenii vin aici să facă rău sau cum, ce, zice ce zicea comentariul ăla. By the way, aceeași persoană. Să te aperi, iar ta să ataci. Să nu te mai încurci cu ucrainenii. Da, măcar să rămână cu amintirea de la video asta, dacă n-a rămas cu pozele de la botez, exact. Bun, și acum să ne uităm la Cătălin Măruță, unde toate conflictele merg... De fapt nu merg să moară, merg să devină și mai jenante decât sunt deja. De insa și flic, conflict a prins pentru pozele de botez. 20 de minute. Mi-e frică. Hai să vedem. Când ea a venit spre mine, ea nu a plătit nimic pentru serviciile pe care noi le-am prestat, pentru că reclama este un serviciu, pro pe, uh, un serviciu prestat în mediul online. Am făcut-o pentru a ajuta. Măi oameni buni! Măi oameni buni! Deci, femeia asta tocmai a zis că gen, să zic că gen că flick și cu ea nu i-au cerut bani refugiatii ucrainence pentru că i-au făcut reclamă, a.k.a. reclama, i-au dat voie să îi pozeze. Doamne Dumnezeule mare, în ce lume trăim? Efectiv, how can you be that evil? E da, un tag pe Instagram egal reclamă. Doamne, ce evil, holy fuck. Eu, doar eu. M-am dus spre ea și i-am spus, uite, hai de la botez. I-am propus 100 de euro, că sunt un negociator foarte bun, totdeauna mă propun un preț foarte mic ca să nu fie contra oferta prea mare. A Rolex la mână, by the way, vă reamintesc. Nu zic, este bine să fii un negociator bun în viața de zi cu zi, dar poate ți alegi bătăliile, așa că idee cu o ucraineancă refugiată te-ai găsit să fii, să fii The Wolf of Wall Street? Vinde-mi acest pix! Refugiat-o care ești! Nu poți! 20 de euro, dacă vrei, dacă nu, du te Sunt o negociatoare bună, așa că i-am oferit unei profesioniste care în mod evident avea nevoie de bani 100 de euro pentru 5 ore de muncă în domeniul în care se plătește quadruplu pentru așa ceva. Mă duc quadruplu mai mult plătește de 10 ori mai mult. Încă o dată, tot acest scandal pentru 200 de euro. Această persoană nu a vrut să dea 200 de euro și de asta suntem acum aici. Și acum o să mai facă și video ăsta, asta de de views și o să vină să zică Mă, exact ca toți influencerii cu care se aseamănă. Sunt linșată mediatic! Aaah! <laughs> nu înțeleg de ce ești atât de rău cu mine. Deci persoana care a fost de acord cu afirmația la început îmi era milă de ucrainieni, acum să nu îi văd. îmi o nesimțire și un tupeu cum nu am văzut în viața mea. Îmi este silă de ei. Ideea de silă față de un popor. Să fie silă de un întreg popor. Persoana care a fost de acord cu acest comentariu, care a zis, o să zică lumea că nu e bine să generalizăm, însă cu părere de rău sunt în asentimentul tău. Da, deci persoana care a a fost de acord cu această afirmație mizerabilă, xenofobă, ea este victima în, acest, în această chestie. Sute. Următorul comentariu, stai că n-am văzut. Mi era milă de el la început, dar cum a zis cineva, dacă ai ucraineancă la casă, nici câine nu trebuie. Doamne! Din păcate, majoritatea sunt niște nesimțiți, îmi pare nespus de... Ce sunt comentarii pe care ea le-a lăsat active la postarea ei? Asta e la postarea ei? Haideți cu slavă Ucraina! Mă consideram oarecum rasistă că nu acceptam ideea că românii fac atât de multe pentru ucrainieni, însă acum cred că am dreptate. Un comentariu pe care, pe care doamna Denisa l-a lăsat activ și nu l-a șters. Când a început războiul și au venit în țara noastră, am mers la un adăpost pentru a duce mâncare. Luau conservele și doar le desfăceau, apoi le aruncau. Nici măcar nu gustau din ele. Aveți dreptate, poate nu sunt toți așa. Însă foarte mulți au profitat la maximum de această tragedie și au făcut din ea o oportunitate. Mai voi înțelegeți că femeia asta tocmai spune despre o, femeie, despre o altă femeie din Harkov. Un oraș literalmente bombardat, invad whatever cu populație majoritară rusofilă și mai departe plecată din țara ei, din orașul ei, de la casa ei, venită în România, încercând să trăiască probabil de pozi pe alta, având în vedere că acceptă 100 de euro pentru, pentru două ore de muncă, zicând că a profitat enorm, că sunt mulți care au profitat maximum de această tragedie și au făcut din ea o oportunitate. Doamne, să, să mă ferească Domnul Sfânt de oameni, nu mai pot să mă mai uit, mă A profitat de ocazie ocazie de a-ți pierde casa și practic toată agonisirea de toate felurile, socială, materială și a veni în altă țară, vai morții și ea această țară să muncești, ai profitat de această oportunitate. E, dar conceptul, cum zici așa ceva? Toată mizeria asta pentru 250 de euro, așa ca idee, exact. Știu, o persoană care nu știe limba, nu știe care sunt tradițiile din toate domeniile acestei țări, inclusiv din business. Habar n-are cum să se descurce probabil în tot ce înseamnă sistemul birocratic de la noi, cu firme, cu p***a care nici nu pare că știe atât de bine engleză. Cum zici așa ceva, mă, frate? Pentru ce coaie? Pentru niște poze de la botezul curului? Pentru 250 de euro coaie? Asta e tot ce, Denisa, știu că o la asta. Asta-ți doresc. Să-ți dea Dumnezeu ce-i da și tu ăstea apropo, doamna Denisa, v-ați gândit așa dumneavoastră cum o să fie când o să crească copilul al dumneavoastră? Să crească el cândva. Ia, cândva. Și o să vadă dramoleta pe care ați făcut-o pe internet? Și o să vadă că v-ați zgârcit pentru 200 de euro? Și o să vadă video meu, video de la măruță, video de... Să zic, eu uite-o pe mama. E mama cu aia. A preferat să-i tragă la m unei refugiate din Ucraina decât să scoată 200 de euro din buzunar. Maică-mea. Tare. Sau, mă rog, e varianta în care cresc și copilul ăla într-o disonanță cognitivă constantă. Sau...